dau 51. Deci de la maneta, boss. Ha. 4x4 loc. Bun. Am pornit. Deci ai aia pe la parbriz. Da. Da, asta ce, doamne, numai? S-a fundat ăla. De acolo din pota, da, să spun. Da. Da, bun. Să vedem cât facem. Deci cât am zis că e ceasul? 2:52. Vezi cum merg? Da, da, da. Și mă ghidez, exact să merg pe linie, am voie să merg 100 de metri în stânga sau în dreapta. Merem bine? Foarte bine, bine. Drum pe aici, vezi? Dar mai e o tură, dau și merg în față. Fac. Eu pe acolo, să pun ambreiaj, mă. Păi și peste el. Te iau întreabă printre. Da, 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 fac, fac. Ce faci, măi? Tot de-aia trebuie. Mă lești pe mine un pivă să se facă și de calci. Dar dacă vrei... Te lăs, nu ce nu. Știi ce aici? Nu. Ciot. Aici, nu? Da, e așa, e acolo, așa. Se grează, mamă, așa mă știe mie. Da. Duc eu pe stradă, dar la off-road n-am mai fost. Agață-mi am rupt oglinda. Stai, dă-mi da, înapoi, da, da, că o dau. Hai. Uite-te. Tra-l de acolo. Vai de capul meu de calde. O da bine afară, bă. Răspunde. Spune că ți-te pe traseu. Bă, suntem pe traseu, bă, ce faci? Cine? Nu înțeleg. Nu de la Pitești, un băiat și bravo, rog. Boss, n-am chef să mă concentrez, am vorbim când termin. Nu vreau să mai vin odată să fac traseu ăsta. Și cum zic, ce, dacă pe câtă mea are, mă nu vezi cât îți ia, mă. Așa, bun. Care roțile astea are? Nu. Sau astea le vrea? Astea le vrea. De acasă, de la acum dăm în drum și nu mai avem treabă. Hai sau trebuie să facem improvizația asta, că când ne întoarcem, ne întoarcem pe aculea, pe drum, pe unui drumul normal. De asta am făcut. No. Ce zici, te-ai descurcat de copilot? Învață-mi de-aia. Da, da.
teoretic aici la, la Brad, cât 3 ore, 35, 3 ore jumate, am mers în prună. Deza. Mai altfel mă duc, îți dai seama, eu conduc de 3 ani. Mă învăț eu și cu asta. Și acolo e cam rând. De mine din, din Columbia. Dacă mă învăț, mă, repede, e coborând apoi viață. De când ești campion, am ce faci? Patrolul e mai rezistent, mă. Și Pajero-i. Și? Da, și ție îți dau Pajero și îți arăt că nu mergi așa de bine cum merg eu cu el. Eu cunosc mașina. Nu, hai că merg jumate traseu și pe aia te las pe tine. Nu? Îți conduci. Sau merg până în vârf și după aia când venim în jos, te las pe tine. Cum să vezi că ce intenție am? Scodau.
greu cu manuala, nu? Până ce te înveți? Dar mă învăț, nu-i stresa niște, că știu conduce bine, numai că nu știu off-road. Dar eu, în Londra, cu manuală, conduc. Da? Sigur. Dar la off-road nu știu cum să-i dau, vezi, la cu reductorurile. Ce testul, că aici este o pantă mare, evident. Da, da, ce e? De aici? Da, imediat. Ha, 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 dacă sunt lente sau nu. Pe aici, unde merg? În orașul lui, dar la fel, și ne greșe orașul. Uite, vezi, pe aici, pe aici-i drag. Merg aici, merg acolo jos, se întorc înapoi, știi? Fain așa că măcar mai văd și oamenii mașinile. Asta a fost intenția. Bine, aia oamenii să bea o bere, măcar să vadă ceva. Da, da. În alte locuri nu văd nimic, numai dacă merg în pădure. Dar aici o fă multă lume, vai din cap. Asta? Nu-i bine? Da, du. Thank you.
Nu are nimic. Nu cred că l-ai desfăcut deja. Nu, l-am desfăcut deja. Numai la manetă. Așa, bă. Și cum e la mic, nici nu se forțează motorul și cu plajele așa de, așa de tare ca la, la mare. Asta e o Pajero meu, eu când am ieșit de pe asfalt, eu la mic. Stai. Și pe asfalt. Deodată și pe asfalt, dar pe asfalt nu-i bine. De asta mi s-o dus mie reductorul. Mie în Toyota acela 2.4 a 20, duminica am venit și am apucat pe alea să vin și gata. Gata mi-a fost. E acolo, ia, mi s-o gata, n-am mai apucat să mă urcă la voi. Aveți moroc, că dacă îți merge piesul bine, uite, vezi? N-ai cum să greșezi, mă, că te uiți, mă, chiar dacă nu-i drum, chiar dacă îți mai copați. Dar te orientezi, ai și cerculețele astea, vezi? Dacă treci mai mult de 100 de metri, te torci înapoi. Aaa, care primul cerc e de 100 de metri? Primul e de 50, al doilea de 100. Vrei? Gata.
strâng și gaz. Dacă în caz că se umple memoria, mai am o memorie. Da, sărat. Căștile sunt obligatorii, așa? Da. Și centura. Și centura? Du-te prin dreapta, nu te băga. Nu că aici e foarte mare, foarte mare, nu se bage. Ce faci, Doru? Ia fac traseu. Chiar ești de pădure. Da. Bă, dar acum am început traseul, Doru. Durează vreo 3-4 ore. Nu, 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 sunt pe traseu. Fac traseu că... Da. Bun, hai, ceau. Bun. Ciao. Ok. Pajero meu, 4 trasee din astea și l-am reparat deloc. În curs? Da. Anul ăsta. Trebuie să vin să fac o masă aici.
să fie multe urme. Acum nu, mă, că acum e drum. Pe stânga, un pic, așa. Acolo, tu vreți pe driști, e imposibil să te să rămâi suspect. Aici, da, că te-am văzut. E cuculat, da, da, da. N-am văzut nici nimic. M-am numai trolat.
lungă. O să fie acolo la 3 ore. Sub 3 ore, cred eu. Eu cu pasierul acum pariu că-l fac sub 3 ore. Interesează că cunoști sau că nu cunoști, că dacă îți merge bine, n-ai cum să greșești, știi? Știi, uite. Traseu. Am era numai acolo de unde l-ai oprit să mere să mă duc să prind. Da, de unde? Ce bagaj ai cu gitara? Din pădure, nu le mai dai, nu m-am putat. Ha? Din pădure, nu mai. Stai, mă, dacă te-ai venit, când ai venit la 20 de minute. Da? Asta se gare. Stai, că mai ai de ia să vedem câte. De 20 de kilometri. Și cât să-ți dăteți? 67 a fost, acum o să fie la 60. Unde fac? Stângă, dreapta? Dreapta, dreapta. Uite-te că în Arakșa noi am scos maximum ce se poate din ce avem noi. Câmpul. La mare, mai mare e pădure, altfel decât noi, știi cum zic. Dar totuși și la voi, și vouă va fi greu să faceți un traseu de 60 de km. Da. Patronii. Hai. Vezi cum e.
off-road drag. Patrol. Da. Ai grijă aici. Și eu vreau să mă înscriu. Hai, da, ce frunt la noi. Ce bagă? Bă,
ceva și în spina, m-am urmat și în băiar, în spate. Ce drum pornești tu de la noi de Rașa, ajungi aici. Serios? Greșca, da. Deci acum e vorba aceea, de ce drumul le duc la Roma? Așa e și aici, toate drumurile dau aici, în câmpia asta. Zice Pleșca. Da, gata, cunosc, aici ai filmat mult. Ha? Aici ai filmat mai mult. Da. Și noi unde mereu? Mereu facem dreapta. Când o să venim, o să venim de acolo în jos, o să mergem încolo. Deci traseul l-am făcut atunci invers. Pentru că am vrut să mă bag pe la Sein, dar nu mă mai bag pe la Sein. Am fost căpărat de scoape și căpărat. Acolo mai bine. O să fie de asta, o să fie 7 km mai scurt. Oricum a fost o vasină, a fost o parte foarte mare. Si? Aici, pentru un membru eu se dau, si? O pantă mare, mare. Aici o să faci dreapta, așa. Thank you.
cu viteza cu care te gândești că ai și urca. Înțelegi? Deci cam cu ce viteză crezi tu că ai putea să urci pe asta, cu aia cobori. Trebuie drept? Oriunde, că tot îmi dau duc în acela. De aici o plouă totodată și v-a schinui să urcați, așa? Nu, nu, ești niciodată de chinești. Nu, nu, unde? Știu că... Oriunde nu este. Ați prins așa niște benzi și... Că nu te-ai trollat, dar au fost cine s-au trollat, că nu, nu te duc. Aici nu se trolează nimeni, nu e grav toate proadele după ce stai în Londra 20 de ani. Eu și în Paris am stat 3 ani. 94, 95, 96, 97. Am stat în Mexic vreo aproape un an. Mexic? Da. Și în America un an jumătate. Ui, uite, tu ai călătorit cu Jane. Corea de Sud, vreți mea? Da, da. Și cu cine merge? Nu știu. Dacă mai am un prieten în satul mare care vrea să vină cu tine. Mi-ar place. Am zis că ultima aventură, că după aia nu mai. Și dacă nu fac amul până, că am 46 de ani. Mulți înainte. Dacă nu mai fac acum, gata, ce mai? La 60 de ani, greu. Înțelegi? Da. Cam sus sau pe dreapta? Pe dreapta. Pe dreapta. Ai zis că nu-ți dau pădure, nu? Fain, da. Fain, ca pe câmpuri, sincer, mai mi-i plac. Așa acolo, la stâng, o fă fain, interesant. De metri să margă încoace încolo. Yeah. Se înventează că au experiență, stai să. Acolo? Mă bază, mă bază. Nu m-am uitat pe acolo, să văd.
du-te că acum l-ai îmburdat. Du-te. Du-te. Du-te.
întreaga aceea atunci când am mâncat izvorul acela, direct în semnalizare. Am văzut că cred că s-o rog. S-o spart, da. Nu cred că-l face nimeni sub 3 ore. No. Deci măcar 2 ore și jumătate trebuie să facă ca să fie bun. Dă-ți seama ce plouă și aici, cum măi. Tu că aici dă de chiar, da, și n-are da, ce da, să da, lega. Da. N-are unde să răsturna, ce mai are? Nu-i problemă aici. Știi? Dar sunt unde, am văzut pământul agigos, de plouă. Au, că la noi pământul e putut aici de tante pe. Asta zic. No, dar cu cauciucurile tale, vine de aici? No. Dacă ai să n-ai nimic, nici o treabă. Este cel mai bun cauciucuri de un corp.
Mai eu am încercat, eu tot pe alte conjuguri, dar astea sunt cel mai bun. Am avut și Maxis. Maxisul e mai scump cu 500 de lei unul. Și nu e mai bun ca asta. Serios? Astea sunt cam 1000 de lei unul. Maxisul e 1400. Dar sunt mai bune astea. Altfel descarc în tine, știi? Alea sunt bune, pe uscat sunt mai bune ca astea, știi? Pe tipul ăsta. Alo? Am un man pe Eminescu. Kilometri am făcut până acum. 42? Da. Eu zic că în jur de 60. Cred că face nimeni mai puțin de 3 ori. Sunt curios am cum o să facă. Bine, am cunoscut traseul, de asta am scos timp așa bun. Da, băi, și la Serbia, am știut traseul, că și la Serbia am fost cel mai bun, la timp. Dacă am avut penalizare și așa. La Reșița, la fel. La Reșița am făcut pană 16 minute și, nu știu, am mai avut ceva probleme. Așa cum eram numărul 1. Da, la Zin, la fel, aia spre iar, la fel. Și acum aici la Prata.
bagajurile astea așa mari. Poate că nu au fost așa mari. Ce că e mai bun, dacă pe rost pe 23 ani, coborul pe aici e ok. Trebuie să te aștepți, să te aștepți când mergi la un concurs. Depinde cât de pregătit ești tu să forțezi mașina. Thank you.
camera pe acolo. Pe acolo, dai, dai. Dai, bravo. Hai, dai, 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 dai. Da, eu aici m-am trolat. Bine că a fost mai ult, știi? Și aici? Bravo. Numai pe dreapta. Gata. Avem pista aceea, vai de aia. Știu doar dacă plouă, e rău. Deata aici? Deata. Și acolo e Minescu sau unde? Am trecut de-a. Am trecut? Mai trecem o dată pe la Minescu. Să pun video în premier la ora 10 sâmbătă, când se dă drumul la concurs. Deci ăsta care l-a filmat acum. Cum pot să-l pun înainte? Mă văd ăștia. Da, și-l pun în premier atunci.
lateral pe aici, vezi? A venit de acolo, a mers încolo, dar nu sunt nebun să te iei cap în cap. Mai stânga sau în față? Aici.
întâia. Uite, încet un pic. Aici avem o... Eu am mers normal, dar o să dăm pe contrasens. Da, Mariana. Sunt rac, ce zice? Da? Alo? Că ce? Alo? Mariana. Aici și am mers în jos și am urcat, m-am trulat dintre lemnile astea de ori, m-am trulat pe aici și m-am dus încolo, știi? Mă duc o trei. Mai ții minte. Aici a fost blocat unul. Și am venit acolo, am mers în jos și am venit în jos. Da. Nu știu dacă ai văzut. Ba, da, asta am văzut tot. Eu pe aici am coborât eu. Am mers jos și am urcat pe acolo sus. Și tot am făcut cu 15 minute cel mai bun timp dintre tăți.
Chiar eu scăpat. Eu scăpat pe mult. Sus. Stânga? Dreapta. Uite și aici. Ce-o făcut, mă? Nu. No. Asta este. Și cum nu ești un pic, trebuie să muncești, mă, să câștigi o cupă de asta. Dar cum? Mă merg tu și asta, că muncești. Aici e și mai rău, dacă plouă. Da. Serios, nu? Da. Deci dacă fi să ploie și să fie mole aici, o să fie cam problemă pentru muncitori. Aici, ca să nu merg, că noi chiar acolo, pe lângă pădure, am coborât în jos, da. O să încercăm să facem dreapta pe undeva. Unde mai acolo? Acolo. Noi pe acolo am coborât în jos. Și pe unde să mă duc eu? Du-te față, du-te față. Și mai pe dreapta aici. Așa. Și ținem pe dreapta? Pe dreapta, aici drept. Aici drept. Noi pe acolo am coborât. Aha. Înțelegi? Ceamu? Sus aici? Aici. Că la dântă la dăm tăla la lumeare, dar facem o piruetă în plus. Pe la sine nu a fost aici, a fost pe acolo, peste drumul ăla.
dealul la, la Săi. Am venit de acolo din Săi și am mers pe aici și ne-am întors înapoi. Nu știu dacă ai văzut. M-a blocat pe mine în unul și am mers pe aici pe lateral. Ai văzut? Cu Avram, ăla de la, de la extrem. A venit aici, da, a venit în sus și m-am dat cu el față în față. Și trebuie să mă dau aici pe spatele ca să treacă. A, nu aici. Aici, chiar aici în locul ăsta. Ăla nu a vrut să se tragă sau cum a fost. Nu, no, m-am dat eu în spate. Dai seama că eu am făcut traseul de open și extrem, extremul merge încolo și standardul încolo, pe dreapta. Noi pe acolo mergem în jos, știi? Și iar o să mă dea ea vezi. Da. Aici am sărit noi cu foiul atunci, că a fost greu, greu, tare. Nu știu dacă ați văzut. Mi-am dat eu un traseu muncit. De acolo am plecat. Cu greu atunci, fai de capul meu. De la voi? Da. Nu, am ieșit noi ieșire, așa, numai. Aaa, a fost și strop. A fost și strop atunci, da. Da. Pe acolo am urcat în sus, ai de cap. Normal că ăla e traseu de extrem. Dar noi cu mașini de standard. Da, e. Ești bolovan, ia, ai de cap. Ne-am trolat. A fost fain, până la urmă, că am reușit. Tot în față, mă. Da. Dure, destulă. Fain, fain. Noi pe acolo am urcat și am făcut stânga dreapta acolo, știi? Acum noi merg toată pața. Înțelegi că n-am urcat de pe valea aia? Cu crucea. Și ea. Da. Aproape că se intersectează. Da. Eu asta ți-am zis pe dreapta acolo, imediat. De lemn. Băi! Ce faceți, mă? Ia! Brian. Șoferul Bonto.
aici am vrut să merg la Sein și făceam aici, aici era o care foarte periculoasă. Nu, nu mai dau pe aia. Mai mergem la Sein. Facem aici stânga și urcăm prima la dreapta. Care e frumoasă. Aici? Aici. Bun și cu plajele. Nu, 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 e uscat. Da. Doi. Facem așa leger, ne jucăm. Uite așa este, la relativ, ba. Nu, să nu rupem jeepul înainte. Au fost și la Seine asta. Bă, să nu rupem jeepul, ia uite, te lăsăm aia la relativ să urce. Lăsăm pentru concurs. Cineva și-a mărs și am venit joată și am ieșit pe aici și am plecat. Și te-a penalizat? Nu, 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 că nu e să de merit. Și acolo mai rău sau cum? Nu, e mai rău, mai bun, mai bine ca pe aici. Puțin 2 ore jumătate. Dar cam 3 ore, zic eu. Da, noi am ajuns gen, am așteptat.
Domnul Zonic, aici e celălalt loc la care vreau eu să vă cazez cu corturile. Un prieten de-a meu are cabana asta, du-te mai încoace. Deci aveți unde să vă asamblați corturile tot. Aici în fața cabinii sau pe lângă. Fac rost și de cheie, numai că n-are paturi, n-are nimic înăuntru. Și este cam la du-te. Este cam la, eu știu, să zic, 500 de metri, dar nu cred că e mai mult de 300 până la finish. Până unde ținem noi concursul, numai că e drumul cam greu. Deci nu poți să vii cu mașină. Asta e tot dezavantajul. Oamenii care să vină cu corturile, știi? Da. Ăsta cine? A, bătrân? Cu Land Rover, nu? Nu, nu. Nici de benzi, Timișoara. Ce faceți, mă? Din? Fără femei? Bă, dar ce-i cu voi, mă? Păi nu că este pe traseu, înregistrăm traseul. Mi-are să terminăm. Ciao. Nu faceți mizerie în pielea mea.
aici sau dincolo? Da. Aici, aici. Ia să vedem cât am făcut. Nu știu că am făcut, boss. Nu știu, n-am idee.